Festivalul se desfășoară pe scena Casei de Cultură Tudor Arghezi din cadrul primăriei Târgu Cărbunești și s-au înscris până acum circa 200 de copii și tineri din întreg județul. UAT Orașul Târgu Cărbunești e Centrul Cultural și Biblioteca Tudor Arghezi și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Goj organizează o nouă ediție a Festivalului Județean de Colinde, E Vremea Colindelor. Festivalul se desfășoară pe scena Casei de Cultură Tudor Arghezi din cadrul primăriei Târgu Cărbunești. Astfel, miercuri 14 decembrie 2022, ora 10, concurs de colinde, recitaluri, gala laureaților, după cum urmează. Secțiunea Muzică Folk, interpreție colinde, grupa Prichindei, clasele a 1-a, a 4-a, clasele a 5-a, a 8-a și clasele a 9-a, a 12-a. Secțiunea Grupul Muzică Folk Colinde, grupa Prichindei, clasele a 1-a, a 4-a, clasele a 5-a, a 8-a și clasele a 9-a, a 12-a. Cei mai buni dintre concurenți vor fi și premiați. Premii speciale, cel mai tânăr interpret și pentru autenticitate. Din juriu vor face parte reprezentanții vieții culturale și muzicale din județul Goj. Juriul are latitudinea să redistribuie premiile. Vă așteptăm așadar dacă aveți posibilitatea să fiți alături de noi miercuri 14 decembrie 2022 începând cu ora 10 la Târgu Cărbunești. În spectacolul concurs, participanții vor interpreta o singură melodie din repertoriul românesc. Organizatorii susțin că participanții sunt obligați să aibă asupra lor documente de identitate.